Bun găsit! Noile restricții din valul 4 al pandemiei vor duce la livrări record de Black Friday. Pentru că s-a introdus obligativitatea certificatului verde în magazine, focusul va fi în special pe cumpărăturile online. Sunt așteptări de creșteri de 100% în privința comenzilor pentru 12 noiembrie. Iar unii dintre reprezentanții firmelor de curierat au dezvoltat chiar aplicații și softuri care să le ușureze destinatarilor experiența la livrare. Mai multe informații despre acest subiect ne oferă Elena Andrei. Bună dimineața! Bună dimineața! Elena, ne despart 3 zile de Black Friday. Prima zi de Black Friday din luna aceasta. Așa este. Bine, sinceră să fiu, prima zi de Black Friday la noi în România a început de ceva vreme deja, dar oficial, da, pe 12 noiembrie este Black Friday. Cum va decurge ziua? Așa cum am spus, se așteaptă să se dubleze numărul comenzilor față de o zi obișnuită. În fiecare an noi avem așteptări foarte mari de la această zi, știm că sunt volume foarte mari, duble față de o zi obișnuită, dar acum mai mult ca niciodată, așa cum spuneai și tu, pentru că s-au introdus aceste restricții, ne așteptăm să crească foarte mult volumele comenzilor online. 50% în luna noiembrie per total, cu creșteri de 100% în ziua de Black Friday. Ce măsuri ați luat pentru a face față întregului val de livrări de anul acesta? Întotdeauna suplimentăm numărul angajaților și numărul de mașini înainte de Black Friday. Anul acesta am angajat peste 200 de oameni noi, avem mașini noi, avem depozite noi și echipamente și soluții IT pentru a face față volumelor crescute. Care este suma pe care ați investit-o în tot acest an, tocmai pentru ziua aceasta de Black Friday? Anul acesta investițiile au fost de 2 milioane de euro. Am investit în oameni, am investit în mașini noi, în depozite, în soluții IT, care sunt foarte importante pentru a eficientiza livrările, în echipamente, atât pentru curieri, cât și pentru depozitele noastre din toată țara. Plus de asta, ați creat o modalitate de fluidizare a comenzilor. Vorbeam de aplicații și de softuri. Care sunt acestea? Păi, în primul rând, am creat Predict. Este o soluție prin care noi informăm destinatarul final ora exactă la care vine curierul. Este o soluție care a fost implementată anul acesta și este deocamdată disponibilă în cele mai mari orașe. Cu infrastructura și traficul din România nu este foarte ușor să prezici ora exactă la care va ajunge curierul. Dar pentru că la nivel european această soluție o aveam deja de 5 ani, lucrăm de ceva vreme să o implementăm și în România și din fericire anul acesta am reușit și sperăm noi să ne ajute foarte mult în fluidizarea livrărilor în perioada de Black Friday. Concret spus, Predict ne ajută pentru că știm ora exactă la care sosește curierul. Dacă îl așteptăm pe curier între 9 și 17, există oricând riscul să mergem până la supermarketul din colț sau să facem un duș fix în momentul în care vine curierul și atunci acesta n-a reușit livrarea, nici destinatarul nu este mulțumit. Așa, dacă știm ora exactă când vine curierul, cu siguranță livrarea aceea va fi efectuată și va fi bine pentru toată lumea. Pe deasupra, mai multe funcții prin care poate să redirecționeze coletul la o altă adresă sau într-unul din oficiile sau locurile noastre, sau poate să amâne livrarea pentru o zi în care știe sigur că va fi la adresa respectivă. Bun, un al doilea avantaj ar fi plata electronică la livrare. O funcție pe care o întâlneam destul de rar până în acest moment, nu? Da, așa este. Deși pare în secolul în care suntem, pare ciudat că un curier nu are disponibilă plata la livrare cu cardul, este în continuare o problemă în piața din România. Noi lucrăm de 3 ani de zile la această soluție. Și în sfârșit, anul acesta, am reușit să avem o soluție modernă prin care dispozitivul curierului este transformat într-un POS mobil și atunci se poate face plata cu orice card sau cu orice portofel electronic. Spune-mi, te rog, dacă noua aplicație este disponibilă în toate județele din țară. Dacă vorbim de Predict, așa cum spuneam mai devreme, de această livrare la o anumită oră, avem deocamdată în cele mai mari orașe, acolo unde ne-a fost mai ușor să eficientizăm și să vedem exact care este traficul, care este harta, care este zona unde livrează curierul și
astfel am putut să o implementăm. Dacă vorbim de smart control, care este facilitatea noastră prin care practic dăm controlul absolut destinatarului asupra coletului lui, asupra expedierii, prin care el poate să redirecționeze coletul, să-l amâne pentru o altă zi, poate chiar în anumite limite să-l urmărească pe hartă. Îți mulțumesc pentru informație, Elena. Mulțumesc și eu pentru invitație, mi-a făcut plăcere să fiu aici cu voi. Acesta a fost momentul dintre Trend IT. Ne vedem și mâine, pe curând!